Hei, salutare, prieteni, sunt Cosmin, bine v-am găsit la un nou episod din Social Manager 2017, cariera cu Steaua. Astăzi voi face un episod nou și direct acum vom începe un meci cu CFR Cluj. Sper că o să câștigăm. E primul video când încep direct cu un meci. Să vedem, Emerson apără Marc. Marc, ce paradă, ce paradă are Marc, goalkeeperul clujenilor. Din Gruia. Haide să. Acum Larie, executor, avutura liberă. Larie apără și Niță. E rândul lui Niță să aibă parade. E fault. E penalti. CFR obține penalti. Damaș fault. Și îngroapă echipa aia pe un. Bară! Nu, e gol. A fost bară și înscrie. Din bară a revenit la el. Acum din nou Nuvier. Pe un. Niță apără. Apără Niță. Apără. Din nou, Conca, acum faultează dur. Să vedem. Cartonaș galben. Trebuie să atacăm. Trebuie. Am avut doar prima ocazie. Și atât. Acum din nou CFR. Sorsa. Pe nu vie. Apără din nou Niță. Apără Niță. Haide, haide, haide. În atac. Alibek. Alibek. Centrează Muniru. Gol. Sulei. Muniru scrie pentru 1 la 1. Este pauză. CFR este a 1 la 1. Nu voi face nicio schimbare. Poate în repriza secundă. Haide, Steaua, haide. Putem să învingem al doilea meci din campionat. Putem să obținem victoria. Haide, haide, în atac. Stați un pic așa. Voi face o schimbare. Îl scop pe Tamaș și îl bag pe Săpunarom. Pe William, în locul lui Boldrin. Nu, în locul lui Muniru. În locul lui Muniru, chiar dacă am scris. William. Și atât. Două schimbări. Tamaș Muniru părăsesc teren. Și intră Săpunaru și cu William de Amorim. Haide, măcar o fază. O, faul Dor al Valdes care poate primi cartonaș. Da, cartonaș galben. Cartonaș galben pentru Valdez și acum e pe finalul meciului. Da, e final. 1 la 1. Al doilea meci la rândul în care facem 1 la 1. Episodul ăsta s-ar putea, nu știu sigur, dacă vom juca două meciuri. Două meciuri pe episod. Da, prieteni, dacă îi pun pauză să începem și meciul următor, pentru că n-are rost să vă țin. Că n-are niciun rost, oricum. Nu mai facem transferul că nu mai e perioada, s-a închis și nu mai avem ce. Așa că ne vedem la meci. Am revenit, prieteni, înainte de meci ca să vă zic chiar managerul, echipa, jucătorul și tânărul lunii. Deci, managerul lunii este Dan Alexa de la Târgu Mureș. Echipa Niță în poartă, fundaș Benzar, Valdes, Pintilii, Jokic. Mijlocaș Bugema, Conca, Obodochițu, iar în atac Țucudean și cu Golubovici. Țucudean din nou. Noi avem 3, 4, 5 jucători. 5 jucători. Jucătorul lunii este Niță. Și cel mai tânăr este Hodorăge de la Viitor. Deci revenim cu meci, prieteni. Concordia Steaua, pe viață și pe moarte meciul pentru noi. Trebuie să vinem. Pintili. Pintili. Nu e gol. Am crezut că a dat gol, dar nu. Pintilii n-a reușit să înscrie. Haide, Steaua, haide, haide, haide. Văd că nu mai sunt faze importante. Și în continuare 0 la 0. Iar acum Alibek pasează cu Emerson și e 1 la 0. E gol! Gol, 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 Steaua! Și este și pauză. 1 la 0 pentru Steaua. Chiar și Steaua. 0 la 1. Mă gândeam să joc cu rezervele într-un meci, dar n-are rost pentru că nici cu titularii nu câștigă mereu. Haide, cu Congo, aș fi sigur. Emerson pasează cu Pintili. Gol! Mihai, Pintili! Mihai Doru Pintili scrie pentru 2 la 0. Și cam s-a încheiat. Vreau să bag și pe Stancioc. Să-i mai dau și lui o șansă. Bag în locul lui Emerson pe Tudorie și în locul lui Alibek
Îl bag și pe William. Sau stați un pic. Să bag pe Nache. Îl bag pe Nache. Îl bag pe Nache. William a jucat aproape meci de pe ce. Încă a rezolvat. Ultimele 5 minute acest meci. Câștigăm cu 2 la 0. Câștigăm. Așa, acum avem cu Astra George. Vom reveni la meci din nou pentru că, după cum v-am spus, n-are rost să vă țin. Jucăm cu echipa de pe primul loc, Astra George, clasată pe primul loc. Este un meci foarte greu și nu prea avem șanse să câștigăm, dar nimic nu e pierdut. Este posibil orice. Ali Beck își întrunește fosta echipă. Să vedem. Conca centrează Ali Beck, Denis Ali Beck înscrie pentru 1-0 contra fostei echipe, iar acum Conca din nou centrează Ali Beck aproape de dublă. Să vedem, Budescu execută o lovitură liberă, apărăniță și putem declanșa un contraatac, dar nu, e penalti, du-te, nu se poate, Budescu face o scuniță, egal, nu se poate, două penaltiuri în două meciuri. 3 câte am avut noi. Valdes. Ia Budescu pasează. E fault. Conca. Fautează pe Takayuki Seto. Se primește și el un cartonaș galben. Hai că putem. Ali Beck și cu Budescu marcatorii. Cândva cei doi făceau faze pentru Astra la gol. Dar acum Ali Beck de pentru Sea și Budescu pentru Astra. Echipe diferite. Ce pe repriza secundă cu noi la balon? Sperăm că vom reuși să marcăm. Haide. Să facem surpriza, să-i batem. Haide. Ali Beck. Apără lung. Trebuia să paseze, nu să șuteze Ali Beck. Denis Ali Beck. Haide. Boldrin. Gol! Gol, 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 Ali Beck. Ali Beck. Din nou Ali Beck, să vedem! Gol! Gol Conca! 3 la 1! Gol! 3 la 1 și producem surpriza și învinge pe Astra, clasa asta de pe primul loc. Să vedem dacă am urcat și noi un loc. Hai să vedem, haideți să sperăm, suntem pe 8 la 10 puncte de Vitor Constanța. Da, prieteni, eu am fost Cosmin, uitați, dați un like, share, subscribe. Eu am fost Cosmin, ne vom vedea data viitoare.